din episoadele anterioare. O să reușim noi să scăpăm noi cumva, dar trebuie să aflu mai exact unde țin ăștia armele. Și de ce am arme? Devine perfect. Da, trebuie să pregătim planul. Dar nu mai este mult și cred că o să reușim să scăpăm în curând, pentru că e posibil. Trebuie să vorbesc cu ea și să-i explic tot planul, pentru că astăzi este timpul să facem clar planul de evadare. Avem cheia de la ușa asta. Hai să intru. Să văd exact ce se întâmplă aici, ce se află aici. Holy, ce e aici? Mamă, și pistoale și arme, mamă, și scuturi, mamă, ce au ăștia aici nebun la cap. Ok, cred că trebuie să ies acum ca să nu cumva să vină cineva. Închid ușa și am făcut rost de cheie. Deci e Niculina, state 21. Gata, mă, a mers. Printează harta cu interiorul închisorii. Gata, mă, am fugit. N-am ce să mai fac aici. Am luat programul. Mamă, deci m-am dus programul prea bine. Hai, Hai. cântați, cântați, donați, donați. Mulți-a trăiască, mulți-a trăiască. What? Aici o să te rog să rast. Mamă, cum pot să... Nu știu dacă s-a întâmplat să mă duc acum sau dacă să mă duc. Dumnezeu cu mila! Să nu fie nimeni aici, că am pus-o, cred. Deci te faci în stânga și iară stânga, n-ar ți se greu. Oricum, dacă iar ce-ar fi, băgăm o scuză. Nu-i nimeni. Perfect. Și iară pe aici facem stânga. Bă, tu cine ești? Ce cauți aici? Să mă bată tata. Gardienii! Băi! Așteaptă aici până vin gardienii. Domnul, dar n-am făcut nimic, vă rog, lăsați-mă Da, să și plec. așteaptă aici. Domnul, vă rog eu mult, nu chemați, vă rog eu mult, nu chemați. Vă rog. Vai chem, ta și sta, ta și Mă așteaptă duc ta și... înapoi, mă duc înapoi, promit că mă duc Mai înapoi. veniți colegii la mine? Vă rog eu mult, nu chemați. Aolo. Da, coleg. Mă, tu ce cauți aici? Domnul blond, gardianul blond, m-a Care lăsat. domnul blond? E un gardian în blond îmbrăcat care a zis că mă lasă să dorm în camera asta din vis-a-vis și am vrut să mă duc la toaletă și am ajuns aici și domnul e foarte irascibil și a strigat la mine, va chema. Este așa. Colegul Zachi, ia vină că până la ieșirea din spate. De Zachi cheamă. Vă zic sincer, am vrut să mă duc până la baie și nu știam unde este baia. A, și te-ai gândit să faci fix când? Da, colegul, ce e cu ăsta aici? A, eu m-am dus. Păi, dar nu l-am lăsat la infirmerie? I-am oferit un loc mai bun să doarmă în seara asta aici, la infirmerie. Pentru că era singur la infirmerie. Și nu l-ai Poftim? Bine, imediat. Eu am altă treabă cu deținut, ți te ocupi. Vorbim după noi. Deci da, colegul, să știi că eu l-am lăsat doar aici. Păi, a venit aici și... Îmi pare rău, dar efectiv am vrut să mă duc la toaletă. Ce e aici? Ce, s-a întâmplat ceva grav? Am făcut ceva grav? Hai că aici e ieșirea, uite acolo e ieșirea. Acolo e ieșirea, că ai 100 în mie. Mă pot duce la somn și se pare că nu s-a întâmplat nimic? Da, eu zic că e cam târziu și ar trebui să dorm și tu puțin. Mamă, frate. Auzi? Știi cum ai cam dezamăgit cu faza asta? Eu am avut încredere în tine. Nu, o să vă promit că efectiv am vrut doar să... Am vrut doar să mă duc până la baie. Încep să-mi pierd speranța. Să mai am încredere în tine și cred că o să te păzesc toată noaptea. Mă păziți toată noaptea, dar nu e nevoie, dar bă, ok, domnul, mă puteți păzi oriunde vreți, oricum nu mai am nevoie, mi-a trecut și cheful de toaletă când a strigat ăla la mine și urla așa la... Nici că era alarmă cum urla la mine. Da. Da, e un coleg mai... Nu știu cum să zic, mai... Era civil. Am înțeles. Da, mă bag la somn și ne auzim mâine, ce pot să zic. Da. Pare rău, dincă o dată... O să vin mâine dimineață. Da. Ah, noapte bună. Noapte bună. Da, mă, guys. Da, cred că aia e ieșirea. Dar acum o să ne băgăm la somn și ne trezim mâine. Neața, guys, bine v-am regăsit la un episod din Mariusel, la ultimul episod din această nebunie, pentru că astăzi
O să evadăm din această pușcărie. M-ați auzit bine, așa că nu uitați acolo pe butonul de like și să vă abonați dacă sunteți noi. Este ora 7:24 dimineața, după cum vedeți aici, și va trebui să ne trezim, pentru că astăzi este o zi foarte tensionată, foarte complicată și sper ca totul să iasă bine. O să fie destul de complicat să ieșim, trebuie să ne gândim exact la plan dacă se iasă bine sau dacă nu o să iasă bine. Aud, Paș? A intrat asta peste mine, cred că să mă trezească. 7:24. Bombonel, trezirea. Aoleo, iară, abia am dormit. Trezirea, da, hai. Nu contează, hai. Trezirea. Forță. Și hai la prezent. La prezență, dar aici nu sună alarma aia, da, cu trompetele, cu toate astea. Nu se aude aici? Nu. Păi de-aia te-am adus aici, că aveai nevoie de o dignă. Dar ce de treabă, îmi pare rău pentru aseară, vă spun, deci nu a fost o intenție ceva să evadez sau ceva. A fost pur și simplu vreau să mă duc la toaletă. Și acum vreau să mă duc la toaletă. Noapte și te-am păzit. A. La toaletă. Deci ne-am sezizat dacă m-ați păzit sau nu, eu m-am dormit. Păi n-am intrat peste tine, te-am lăsat să dorm. Înțeles. Mulțumesc mult pentru asta. Chiar am avut nevoie de seara asta. Stai liniștit. Oricum, am niște informații pe care trebuie să le dau șefului și poate totul să iasă bine și o să pot să mai stau o noapte aici. A, informațiile alea. O să le transmit eu. Ok. Haideți, guys, că o să iasă bine, deci... Așa. Mamă, guys, deci din nou... Cred că Gianni de la ăștia plăste vada. Gianni a scăpat de la carcer, a ieșit? L-ați lăsat, că era ziua lui? Da. Super, genial, ce mult îmi doream. Aude-l acolo. De acolo? Să uit încoace. Da, ce mult îmi place să-i văd chipul. E genial. Gianna. Bianca. Aici. Bombonel. Aici, aici. Cap de brânză. Bun. Ai dormit bine aseara? Mă duc să... Da. Bine. Domn polițist, de ceva? De ce râdeți că domn polițist? Tu? Eu și eu și eu. Deci. Chiar foarte bine, o să vezi, o să am o surpriză. După cum știți programul, o să ieșim afară pentru început. Perfect. Mai mi-aduceți o felie de tort și mă duc. O să facem din nou prezența, să mergeți în celule. Deci mă, că celule te sparg. Da, da, da. Bă, liniște acolo, bă. Dacă te prinde omor. Păi vezi și nou sosul ăsta de aici, ai... Bă, liniște, am zis. Bă, taci, mă, din gură. Bă, te iau și te agăți acolo sus. Bă, taci din gură, bă. Ia fiecare cu secla măsii, hai. Avem voie să ieșim afară acum? Da, da. Am înțeles. Cap de splic. Trebuie să vorbesc neapărat cu Gianni. Băi, eu zic că mai bine nu mai... Pleacă, mă. Vine cu mine într-o parte. Pleacă de aici. Trebuie să vorbesc mai întâi cu Bibi. Pantaloni ridicați până la... Doamne. Hai cu mine, coace. Te pe ăla acolo cum stă. Păi, avem voi aici? Da, stăm puțin aici, cred că nu e o problemă. Deci, voiam să zic, vezi că în seara asta cred că este ziua cea mare. Am câteva planuri de pregătit, dar s-ar putea ca în seara asta să fie marea scăpare. Am o idee puțin cum o să fie planul, nu foarte concret, dar am nevoie de câteva chestii. În primul rând am nevoie de cartela mea SIM. Și va trebui să vorbesc cu Gianni, poate îmi face rost de ea, știi? O să-i promit cumva că o să scape cu noi și tu să zici același lucru, dar de fapt ea nu o să scape, scăpăm decât noi împreună, da? Da. Pe lângă asta trebuie să mă duc să fac roșii de o armă de la... Am făcut roșii de o cheie când n-a văzut domnul șef, a lăsat o cheie și mi-a lăsat-o fix de la camera care e acolo, efectiv, pentru arme, știi? Și trebuie să fac cumva să ajung acolo. Încă mă gândesc cum, dar trebuie să vorbesc cu Gianni. Tot ce trebuie să faci este să se comporți exact la fel. Iar în seara asta o să ne iasă, ok? Da. Bine, ai grijă de tine. Vino cu aceste umbrați. Bine. Doamne, ce bește să scăpăm de aici. Nu mai suport să stăm aici. Și eu. Trebuie să mă pun neapărat să-mi iau și tricou și perucă, ceva, poate mai încrește și mie părul ăsta. Unde e Gianni? Aute-l acolo. Este cea târnă curul în spate. Să vorbesc cu Gianni. Băi, ia uite-l mă pe ăla. Ce mai zici? Ia zi, bombon.
ce să stai la pușcărie? Tu ce zici? Eu aveam o propunere pentru tine, dar trebuie să fie între patru ochi. Vino cu mine aici. Unde vrei să... Hai, ia antena. Deci m-ai ascult bine, da? Da, te ascult. Peste o săptămână, cred că suntem gata să scăpăm. Pe le zicem o săptămână, știi? Am înțeles. Și cum de ieși asta sigur pe tine? Deci, ai luat tot ce am, da, ce am cerut eu ție? Da, am făcut rost de alea și am un mic plan. Dar am nevoie pentru planul ăsta de o cartelă SIM. Mai exact de cartela SIM de la telefonul meu când scap. Am nevoie de ea. Ai vreo idee? Da, de la domnișoara aia de acolo nemâncată care e la intrare. De acolo, cred că acolo, acolo depozitau, păi... nu? Lucrurile și care dumneata vin. Ți-ai lăsat cartela sau cum a fost? Deci acolo mi-am lăsat telefonul, ghiozdan, toate nebunile, știi? Și trebuie să mă duc să fac rost doar de cartelă în principal, că de telefon nu ar fi o idee bună, pentru că și-ar da ăștia seama probabil de telefon că... Da, 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 stai să mă gândesc. Păi... Și eventual o să-mi iau un alt telefon după. Cum? Ai harta la tine sau știi măcar ce și cum? Da, 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 m-am uitat peste harta seara, am găsit și o posibilitate de ieșire cumva. O să-ți explic eu mai încolo, dar ajută-mă cumva să fac rost de cartela SIM. Cartela SIM. Și știi exact unde este locul? Locul care? Locul în care e cartela. Cartela presupun de la mâncare, că este... dacă mă înțelegi. Și aș vrea să vorbim mai codat. Bine. Deci cartela de la mâncare este la intrare efectiv acolo, pentru că acolo cred că se predau lucrurile. Nu, tu știi cel mai bine. Da, știu că undeva pe stânga e o cameră unde se predau lucrurile la intrare. Asta zic, acolo, 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 că de acolo mi-am lăsat. Eu mi-am lăsat chiloții murdare acolo. Ah, super, genial. Nu trebuie, nu am voie să știu asta, dar spunem dacă ai vreo posibilitate cum am putea să ajungem noi acolo. Am nevoie să ajung neapărat să iau cartela SIM. N-ai idee, nu? Da. Stai să văd. Cred că există o idee. Dar cât de bună este. Poate ne ajută. Ideea e asta. Sus deasupra noastră este un baron. Dar ce ești așa de agitat de te plimbi de colo până acolo? Păi, eu așa gândesc. Vreau să gândesc liber. Spune, spune. Deci, ideea este alta. Deasupra noastră. Da. Acolo sus este un panou de control. Da. Știi că în fiecare dimineață se trezește câte o alarmă. Da. Acum, nu știu, nu m-am mai jucat cu manivelele alea acolo, cu butoanele alea acolo, nu m-am mai jucat. Dar cred că aș putea să fac o chestie. Cred că e, da, cred că așa. Să intru sus, să mă strecurez acolo, strecor. Strecurez. Și să pornesc alarma. Ca să creez o diversiune. Majoritatea polițiștilor să vină să mă, să vadă ce s-a întâmplat, unde s-a pornit. Și aia ar fi portița mea ca să pot să ajung, nu? Sper să ajungă și tipa aia de acolo. În afară de biroul directorului și camera de comandă de sus, nu se pornește alarma. Deci fii atent, ai fix 2 minute și 30 de secunde la dispoziție să te strecori. Mamă. Și să ții cartel. 2 minute 30 de secunde? Exact. Mai mult nu are, pentru că ei se vor duce la biroul directorului, după se vor duce aici, sus. Pentru că doar aici se dă, doar aici se dă alarma. Am înțeles. Și or să se creeze aici o harabă cu deținuții, cu poliția, cu toate alea. Și până când ei or să stea aici, tu îți vei lua cartea. După trebuie neapărat să te întorci și să intervii și tu, să vezi ce și cum, să nu părem la bănuieli. Și de restul mă ocup eu, văd eu cum să ies de acolo. Zic că eram curios, că nu știu, văd eu. Bine, sper să nu ai probleme, că da, ți-am zis, săptămâna viitoare ne băgăm pe evadat. Pe... Okay. Da. Pe cultivat. Da. Pe cultivat. Bine, hai ușor. Hai să vedem. Deci mă pun acolo la poartă, da? Întreb da, da. Bine, hai. Deci a zis o idee destul de ok, adică el vrea, hai să vă explic și vouă încă o dată. El ar vrea să ajungă acolo sus. O duc la somn, dacă are cineva tupeu să mă trezească, vă omor. Băi, vă omor, n-auzi că vă omor. Ce ai zis, mă? Băi. Mă duc să mă culc, mi-e rău, domnul poliție, mi-e rău. Hai să ne culcăm, că nu mai am chiar să stau lângă zemțele astea. Deci el vrea să se ducă, uite, acolo sus, acolo se dă alarmă. Eu trebuie să am grijă cumva, mai sunt camere pe aici, nu e decât camera asta de aici. Aba, da, mai e și camera aia, și camera aia.
Sper să nu vadă careva, că dacă ăla de acolo de la camere nu mai e sau dacă nu e ăla de acolo. Vin încoace, ar trebui să fie ok. Vin încoace. Veniți amândoi încoace. Eu trebuie să stau, uite aici. Pun aici. Deci o să stau aici, să aștept să dea semnul de alarmă. Și aici că am 2 minute jumate fix. Să nu-și dea ceva suspect dacă stau aici. Ata sper. Să nu se uite ăștia ciudat pe mine. Sper să vină toată lumea, asta e important. Să nu cumva să dau de cineva, pentru că mi se pice tot planul. Și ca să vă explic și după ce se va întâmpla, după ce se dă ăsta alarma, o să ne ducem, luăm cartela, după asta trebuie să facem... Și că a dat drumul. Ok, am făcut... Ok, ok. Marina, vină cu tu, Marina, hai, vină cu tine. Hai. Perfect, perfect, perfect. Trebuie să nu se uite nimeni. Dă-i repede, am fix 2 minute jumate. Dă-i pe aici repede. Cât? Și acum de aici trebuie să luăm repede. Deci trebuie să căutăm unde pe care scrie Mariusel. Mariusel. Asta. Ia telefonul și scoate cartela SIM. Gata. Le scoatem de aici telefonul. Luăm cartela SIM doar. Mamă, m-au auzit pași, cred că. Ok, ok, repede. Repede, Andrei, repede. Așa, gata. Am făcut rost de cartela SIM. Mamă, deci am aproape tot ce îmi trebuie. Mai am nevoie de un pistol sau ceva, o armă. Un cuțit ar merge, un cuțit ar fi perfect. Cred că nu și-a dat seama nimeni. Olo. Ce-i cu alarma asta? Ce s-a întâmplat? Nu știm, domnul, cred că... Nu știu ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat, colegi, că a primit alarma asta, m-a și speriat. Nu știu, cred că a fost un scurt circuit. Aoleu, doamne. Nu, prin și noi, că m-am panicat. Am văzut că ne atacă rușii. Băi, nu știu ce s-a întâmplat. Cred că a fost un scurt de la priză, domnul. A fost un scurt? Cineva a activat alarma. Aoleu. Păi, da. Cine a activat alarma? Păi, cine a activat alarma? De ce s-a activat alarma? Eu. M-am avut noroc că nu m-a văzut nimeni. Care? Ăsta de lângă mine cu pantalonii de cimpanzeu. Negru ăsta a activat, ăsta cu părul galben. Băi, ia gata. Băi, eu am fost să mă culc. Eu am fost să mă culc. Bă, galbenșicule, nu mai minți că tu nu mai erai aici. Dacă se uită ăștia pe camere, se uită pe camere. Nu cred. Nu cred. Adică n-ar trebui. Îl prinde pe tigan, nu rupe pe cocoașe. Dacă se uită pe camere și mă vede, că cred că erau camere în zona aia. Psst, ajută-mă să scap. Asumă-ți tu chestia. Ce faceți voi? Uitam de seama. Toată lumea în picioare și în linie. Acum te trezi și tu. Ascultă-ți pe camere. Ascultă-ți pe colegul meu dacă nu. Mai întâi face prezența după camere. Domnul de aici. Domnul de aici s-a... S-a sesizat cum că el a prins camera. Ia, hai, în linie pe cușelor. Colegul, când vezi pe cineva pe cameră, îmi spui cine a fost sus. A fost mama. Cine a fost sus? Mamă, deci se uită pe camere. Doamne, să nu mă vadă pe mine. Doamne, să nu cumva se uită pe camera alea. Bine, n-au retreabă camerele alea cu aia alea de aici. Păi să nu vadă. E cu mine. E în mine, Gianni. Da. Edward, care ești? Tu erai? Aici, domnul. Dragoș. Aici. Domnul Dragoș. Domnul ofițer, era o vorbă care spune așa: femeie, lasă să intre orice în tine. Deci. Bun, sunt toți, poftim? M-am văzut și pe mine. De mine a uitat șefului. Gianni, ia hai să vorbim ceva. Șefului. Maaa. Da, tu vină. Mama, l-a luat pe Gianni, Tălpile, doamne. L-a luat pe Gianni. Mamă. Mamă, l-a luat pe Gianni. Shit. Ia spune-ți câtiță. Ascult, baston. Ia zi-mă, Gianni, ce fără? Aveți ceva planuri? Nu, am planuri să fac sport zilnic ca să mă țin în formă și nimic în rest. Ce facem în rulă acolo? Aș băga și eu niște sală că domnul ofițer. Ai făcut șuncă.
Domnul ofițist, eu n-am făcut nimic. Am făcut o șuncă deja. Aoleu, domnul ofițist. Să mai desufli puțin. Mamă, uite, îi dă lui Gianni. Aolo. Bă! Așa-mi tratați poliția cu răspunsul. Mamă, cum îi dă? Eu n-am înțeles, domnule, ce vrei de la mine, că eu nu dau pâine caldă. Bă, cum aș face? Mai la violență. Mi se face rău. Curici, de ce n-ați închis ușa de la alarmă? Mă. O să am o discuție cu voi. Doamne, să nu cumva să dea seama că am fost eu acolo. Mamă, la rog, până-n două. Dacă nu-și dea seama, totul ar fi perfect. Mă, deci dacă n-are și planul ăsta, ar fi perfect, frate. Vreau să puneți pauză acum și să scrieți repede în comentarii. Credeți că o să ne iasă evadarea asta, da sau nu? Spuneți repede acolo în comentarii. Mi-a rupt, fășu. Dacă ne iese, da sau nu? Ce faci, domnul opițist? Mântan, totul pare ok. Trebuie să facem cumva să rost de o armă. Aș bate eu pe ăla dacă aș fi în locul ăla. Super. Gianni rămâne acolo. Ce zici să mă bată pe mine, mă? Ce face Gianni? Rămâne acolo pilot până vorbesc eu. O scândură ca tine, mă. El e și că domnul poliție ține vinovat. Ia spuneți și mie, ce căuta Gianni să... Ce, bă? Cine l-a văzut pe Gianni și știa că se duce? Eu am fost aici, jos. Eu l-am văzut, au zis că se duce să se culce. Bă, frate, închisoare. Da, și eu l-am văzut. Poate când au zis că se duce să se culce. Bun, regim închis toată lumea într-o celulă. Intrăm în celulă? Înainte vreau să vă spun un secret, Gianni e periculos, pot să fac orice. Du-te în celulă. Fiecare de se intre în celula lui? Da. Am înțeles. Ne băgăm în celula. Și ce o să fac acum? O să activez posibilitatea să vorbesc cu șeful, să-i dau informație. Că dacă îi dau informații, trebuie să găsim un loc. Trebuie să-i zic informații la ăla, șeful ăla, să mă las în seara asta. Hai să mă bag în celulă. Așa. Deci, acum, următorul pas este să... Îi spunem la ăștia să vreau să vorbesc cu șeful. Să le zic că vreau să vorbesc cu șeful. Eu o să-i dau o informație falsă legată de unul. Nu știu exact de care, dar o să vedem noi atunci pe moment. Și trebuie să vorbesc cu el și altfel i-a zis că o să mă lase să stau o noapte acolo în camera aia cu el. Sper. Mamă, ce se bate acolo? Mamă, ce se bate aia? Șeful, vreau să vorbesc cu tine! Șeful, vreau să vorbesc cu tine! Nu mă aude nimeni? Ba da, mă, uite că m-a auzit. Mă auziți? Vreau să vorbesc cu da. Șeful. Ceva important. Colegul? Da. Hai de că te solicită bombonele. Se pare că n-ar fi lângă el. Și tot prin stație vorbesc. Aici. Am o informație. Hai după. Perfect. Cu ai grijă de toți ce sunt. Sunt colegi acolo. Uite, ce face ăla mă acolo? What? Mă, se dă la... What? Ce să găsc curioasă ce vorbesc? Nu știu ce vorbesc că e acolo. Chiar nu știu ce vorbesc că e acolo. Unde mergem? Vino. E perfect, cred că. Dacă mă duce la zona aia de armetă să fac cumva să scap de el. N-am cu ce să dau în el. Bun, ia un loc. Ia un loc? Ia spune, ce vrei să spun. Așa, deci voiam să-ți spun... Sper să mă ajute ce spun. Deci e un lucru destul de important despre două persoane. În primul rând legat de Gianni. Încearcă să scape, are niște idei, de-aia a și dat alarma asta pe care a dat-o. A dat-o ca să facă diversiuni pentru Edward, care Edward își dorea să ajungă undeva, nu știu exact unde, dar și mai știu un lucru, că Edward are și un cuțit, care nu știu ce vrea să facă cu el. Și cam asta e tot ce am putut afla. Colegi, sper să meargă minciuna. Colegi. Sper să meargă minciuna. Stați, aștept aici. Aștept, aștept. Să nu faci nimic. Dar... Bă, cred că acum e momentul. Cred că e momentul perfect acum. Hai că pot să mă duc aici. Mama, paradis. Cuțit, 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 cuțit. De aici ai cuțit. E...
ia un cuțit, ca să pot să-l ascund ușor. Gata. Am dat un cuțit de aici, mai trebuie să mă întorc repede. Repede, am făcut rest de cuțite, perfect. Mam! Da, m-am ridicat, da, m-am ridicat să mă uit la televizorul ăsta. Ce model este? Și ce căutai acolo? Păi m-am uitat la televizor aici. Mă, dă ușa să nu-i închisă? Nu știu dacă e deschisă sau închisă. Ce-i aici? Eu eram la televizor, mă uitam aici la televizor, vreau să văd... Te-am văzut cum s-a mișcat. Păi, domnul, n-am făcut nimica, domnul. Mă credeți că fac eu chestii de genul? Am fost aici efectiv să văd ce m-ați lăsat aici pur și simplu ce făceam. Stăteam doar pe canapea acolo, m-am uitat și la televizorul ăsta. Poate am dat puțin de ușa aia, dar n-am făcut nimica. Eu vă zic că n-am făcut absolut nimica. Puteți să mă controlați dacă vreți. Poate merge așa. Te cred. Perfect. Perfect, 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 perfect. Merge schema asta când îi zici, puteți să mă controlați dacă vrei, știi? Bine că nu m-a controlat. Nu m-a controlat. Deci avem cuții. Băgă la loc. Mamă, ce era să mă vadă cu cuțitul. Deci avem cuțit. Ok. Avem cuțit. E bine. Ok. Ok, guys. Avem cuțitul. Deci mă duc la mine în celulă? Da. Pițiți, vreau să vă arăt ceva în camera mea. Deci am găsit niște râme sub perne la mine. Vedeți ce râme. Deci domnul Pițiți, te nu mai suport așa ceva. Ultima dată mi-a spus căcat sub pat, astăzi îmi puneți râme. Ce? Ce ne-a face asta, mă? Mă, la... uite, dați-l pe ăla cum stă acolo. Plicați-i și mie care e faza cu tipul ăla acolo. De ce stai așa? What? Ok, deci, hai să recapitulăm tot ce avem. Vine careva la noi? Nu cred. Ok, hai să recapitulăm tot ce avem la noi. Deci, planul este următorul, ok? Avem cuțitul, în caz de orice, perfect. Avem cartela SIM, ca să avem contactele cu toată lumea când ieșim. Trebuie să vedem exact ce se întâmplă când ieșim. Deci, acum când o să urmeze seara... și ne băgăm la culcare. Eu, pentru că le-am dat informația, mă, te vorbesc cu șeful să se țină de cuvânt, sper că se ține de cuvânt. Nu l-am întrebat treaba aia, sper că se ține de cuvânt, că mi-a promis că poate să îmi împlinească dorința, că pot să stau cu Bibi peste seară. A, și vedeți voi, știți pe paznicul ăla care era la ușa aia? Dacă mai e acolo, cred că o să-i tai puțin bere, gata, pentru că n-am cum să-l fac să tacă, pentru că ați văzut ce alarmă e, data trecută a țipat... Alo, Nino, Nino, Dano, Nino, vin aici toată lumea, gardienii, alo, cum să fii tu aici? Pă bune, deci făcea ca nebunul. Deci ar trebui în momentele față să continuăm ziua în mod normal. Ce facem, mă? Mă, l-a luat pe Gianni, urât. L-a luat, efectiv, amenințându-l. What? Domnul șef! Da. Ce voia să-mi spuneți? Vreau să spun că au fost închiși amândoi. Ce a fost? Au fost închiși amândoi cel. A, amândoi care v-am spus. Eduard și... Eduard și... Să-i verificați după aceea, eventual... Să-i verificăm. De asta a venit, am chemat și domnul de la SIAS. Pentru ce eventualitate. Am înțeles. Voiam să vă zic... Promisiunea... Da, rămâne valabilă. Rămâne valabilă? Desigur. E timpul pentru sală. Acum mergeți toți la sală. Mergem tot la sală? Bine. Da. La sală. Nu te trebuie mă jos în linie. Băi. Gata, mergem la sală. Mă, dar domnișoara aia acolo a rămas blocat? Doamna, zice, ați rămas blocată? A, nu mă, aveam cum să renovez închisoarea, mi se pare foarte urât. Te gândeai cum să renovezi? Da, vreau să renovez închisoarea, că e aia împerte, mă spăimântă pe mine când văd, chiar dacă nu locuiesc aici. Din banii dumneavoastră. Hai că din banii mei, vorbești eu cu statul. Mă, vorbești tu cu statul, da, 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 cu comuniștii aia, da, hai. Păi, încerc, încercarea moarte pare sau nu are, nu știu. Da, da, da. Uite, colegul, nu e așa că vrei să renovăm închisoarea asta? Ar trebui. Tot dau din gură, așa. Da, hai, nu știu. Cred că ai un pai la ureche sau aia e casca. E cască. Dom'le, dar e și prăjită asta. Da, ar trebui să aveți și voi, dar nu știu unde sunteți, unde să le văd. A, păi, dar nu i-am chestia la recepție, acolo telefonul meu și maker din anii 2000 cu care să sun la recepție. Ăla, te-ai prins tu, știi că e un brag când te vorbesc. Ok. Bun, hai, duceți-vă la sală. La sală? Ok. Mi-ai spus să ne aliniem. Normal.
Păi, dar doar voi doi să plecați, atât, restul sunt pedepsiți. Restul sunt pedepsiți? Da. Colegul, vezi că îl bate pe ăla, tu ești prost, nu te duci după ei să-i ajuți? Nu mă, dar au, din, într-o zi, bă, da. Auzi? Hai, lasă-l, vine cu aici. Hai. Măi, nu pot să cred că noi suntem singurii care nu sunt pedepsiți, nu pot să cred asta. Și eu. Deci toată lumea e închisă în celulă și noi acum suntem singurii care sunt aici. Well, cred că eu să mă bag să fac niște flotări. Ia, fii antenă. Una, două, trei, haide, patru și cinci. Bine. Haide. Gata, una, două, trei, patru și cinci. Bine. Facem flotări. Una, două, trei, patru. Vreau să flotări, mă? Da, mă, ce? Până jos. Până una, jos. Două, dar noi până jos. Dar trei. Ce faci, dai din... Bă, de cum adică? Vezi că știu să fac și tracțiuni. Am învățat aici. Uite, așa se fac. Da, domne, dar tu... Uitați-vă la brațele mele și uitați-vă la dumitale, adică... Da, știți ce mă miră? Că pe mine, de toți șefii, dumneavoastră vă implicați foarte mult și vă ador pentru treaba asta. Adică chiar se vede că sunteți dedicat. Ia uite și pe asta. Ia uite, mă! Ia uite, merg cu tine, băi, Marița. Ia, și abdomene. Păi te-am întrebat, știu. Una. Și două. Și trei. Țineți-mă de picioare. Patru. Și cinci. Vedeți? Hai, zece. Zece? Aholo. Una. Și două. Bă, da, e de treabă rău și vă. Și trei. Și patru. Cinci. Oh, bravo, Marisel. Am obosit. Pleci deja tank, Marisel, cât mai... Am obosit de tot. Nu-i nimic. Ia uite că mai face, băi, face mai mult decât mine, ce... Cât a făcut, mă? Păi are până acum 30. 35. Bă. Eu când... Da. Are, e în formă, fata mea, hai. Ridică-te. Ia ridică și tu o gantere, poți? Hai că pot, dacă e. Iau pe asta, dă 5. Hai că, da. Nu mă descurc. Nu vreau să am probleme pe aici, că deja am făcut febră musculară de la abdomenele astea de acum câteva zile. Și la tricep și la tot. Ha? Trebuie să te bag ca regim militar, băi, mă. Să vezi acolo. Șeful, dacă vreau să te întreb, dacă tot suntem singuri care nu suntem pedepsiți, putem să mergem mai devreme acolo în cameră? Bine, băi, hai că vreau. Putem să mergem mai devreme? Da, 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 mi-e simpatic așa. Perfect. Ne înțelegem, bine, m-ai ajutat, te ajut și eu, cum am promis, nu? Trăiți să trăiți. Hai, domnișor. Bibi, vine cu aici. Da. Hai, să mergem, hai. Să facem cumva să nu ne audă ăsta. Vine cu aici, lăsa-mă care. Vezi că e momentul acum. Doamna polițiste. Pe aici? Da, da, băi, Marisel, mai ții minte când te-am dus prima dată acolo sus? Unde acolo sus? Acolo sus prima dată când te-am dus la infirmerie, știi că te-am mai dus într-un loc, la baie atunci. Da. Băi, am pierdut cheile, băi, Marisel. Ai pierdut cheia? Da, băi, Marisel. Am pierdut cheile, băi, Marisel, băi, și nu le mai găsesc. La care zonă? Acolo unde te-am dus mai departe, Marisel. Ah, da, nu știu ce s-a întâmplat. Am lăsat cheile pe jos să nu cumva să mă berg pe cheile de zâneze. Poate găsește cheile. Două secunde, vezi? Ia zi, ce părere ai? Dacă vreau, e prima ei tata când vine aici și vreau să văd ce părere ai. Ce zici, a? Mamă, ce frumos e. Luați de aici cardul, ia cardul de ce mare săl. Ok. Cardul ăsta la ce mai ajută? Este de la ușa asta de... A, perfect. Știi unde e baia, da? Da. Ok. Sper să nu pentru prostii pe aici, știi că avem camere de vedere. Da, nicio problemă. O seară bună. Mai devreme te-am prins în stânga aici, sper să nu te mai prind odată. A doua oră, dacă mă chemă gardia, nu ne supărăm. Da, nu să fie nicio problemă. Bine. Acum știu, deci în direcția asta toaleta, da? Da. Ok. Te duci pe aici, în față și stânga. Da. Gata. E perfect. Deci, uite care e planul.
S-ar putea să fie un pasnic aici. Știi? Pasnic? Da, fix aici. Ca am dat de ultima dată când am fost aici. Un pasnic fix aici, în stânga. Observi? Știi? Și nu știu dacă... Băi, nu, nu, nu! Un coci, vine un coci! Ce-am să văd dacă e... Păi și nebună la cap, femeie, ești nebună la cap. Mă duc eu să văd, uite așa. Nu te duci! Uite ce am. Uite așa. Vezi ăsta? Îl vezi? Cuțit. Am făcut, am făcut răz de el. Ăla o să ne ajute ca să scăpăm, ok? Prima rețetă. Ce? Oh, da! S-a întâmplat ceva? Auzi? Ha? De ce erau cheile mele jos acolo? Pe mine mă întrebați, domnul, crezi că știu eu? Ai făcut ceva? Domnul, credeți că fac eu așa ceva? Cum să... credeți că v-am luat... credeți că v-am luat cheile, sau ce? Nu, da, e ciudat. Poate le ascund cineva pe acolo. Păi eu, domnul, să știu de cheile. N-ați văzut, da, exact, nu știu cineva s-a întâmplat. Poate e altul, habar n-am, eu... Plus că dacă le-ați găsit, nu e bine? Da, da, cine știe ce a făcut cheile? Că te-o zic că am lăsat la mine. Da. Pe mine nu poți verifica și pe ea la fel, n-avem nimică. Nu te verificăm asta, că am încredere. Mergem pe încredere. Așa, domn. Mi-e dovedit că poți să am încredere. O seară bună. Dar totuși. Da, o seară bună. La revedere. Tu ai la cheile? Da, eu vreau, nu-ți dai seama că trebuie să fac rost de cuțit. Și am făcut rost de cuțit, sper să, sper să nu ne audă ăsta sau ceva. În fine, hai să ne băgăm, dormim, fii antenă. Ne băgăm la somn vreo două ore sau ceva. Ne băgăm un palat vreo două ore și după ne trezim. Dar nici nu două ore, cred că vreo oră, ceva de genul. Și ne trezim și încercăm să scăpăm pe aici, ok? Hai, hai în pat. Fii antrenat, tu dormi în pat, eu dorm pe canapea, da? Vino și tu în pat. Mișo? Bine, hai. Așa. Oh, așa. Ce dormirea, să stăm așa împreună. Și mie. Hai, te trezesc eu, da? Da. E momentul, guys. E momentul. Trebuie să o trezim pe Bibi. Trebuie câteva ore. Bibi, trezește-te. Bibi, trezește-te. Da. Hai. Ne trezim? E momentul, vine cu mine. Ok. Deci nu știu dacă să-ți dau ție cuțitul sau nu. Că dacă orice ar fi, te duci și fugi fără mine, da. Ok? Orice s-a întâmplat, acum e foarte periculos. 100% trebuie să fiu un pasnic acum la ușa din stânga, pentru că acolo e ieșirea. Și trebuie să ai grijă ce se întâmplă și cum se întâmplă, da? Îmi dai mie sau? Bine, hai că îți dau ție cuțitul, dar ai grijă cu el, da? Deci e singura noastră armă către ei, da? După ce ieșim pe ușă, nu știu ce se va întâmpla. Nu știu ce vom găsi, trebuie să găsim o posibilitate să scăpăm. Planul meu este undeva să o luăm pe sus și să găsim undeva un vehicul sau ceva ca să putem să scăpăm, da? Pere, dacă iese sau nu. Uite. Ia cuțitul. Așa. Ești gata? Da. Deci orice s-ar întâmpla, ai grijă, da? Nu, bagă cuțitul, bagă cuțitul. Sau, nu știu dacă să-l ții. Eventual îl ameninzi, da? Deci dacă e paznic aici, 100% e, că cred că îi au ucis pașii, cred că. Deci când deschidem ușa, eu o dau direct? Nu i-o dai direct. Deci nu. Deci doar la minis, da? Nu-i faci nimic, da? Da? Bine, hai ușor, da? Deci, pregătește că după ușa asta e 100% 1, da? Scoate cuțitul ăla pe care ți l-am dat ca să-l ameninzi, ca să se sperie. Și orice ai face, să nu cumva să-i dai în el sau ceva, da? Bine.
Bă, ce faci? Ce naiba faci? Deci, tu tași din gură, ok? Tași din gură, nu spui absolut nimic. De ce? În momentele față nu spui absolut nimic. Să nu zici nimic. Nu spui absolut nimic. Ce, mă speră mie pe mine un cuțit, a? Nu spune absolut nimic, te rog. O să anunț eu acum pe Nu spui nimic. Colegi. Femeie, ți-am zis să nu. Doamne, ne mișcăm mai repede acum. Bolot, vine cu aici, vine cu aici, vine cu aici. Dacă nu sunt alertați ăștia. Cred că în cazul ăsta ar trebui să intrăm în mașina aia. Oare o fi deschisă? Hai să vedem. Intră în spate. Ok, și acum ce facem? Ha. M-a avut noroc să fie deschis. Cineva în dubă. Și asta cu cine ajută pe noi? Aolo, o să intrăm în bel rău, dar nu trebuia să o luăm pe aici. Trebuia să ieșim. Hai să ieșim, deci ieșim și o luăm pe scara aia de acolo. Scara, au avut pași? Aolo. Hai, da. Hai că vin ăștia. Nu e bine. Nu e bine deloc. Aolo, mă. Fără. Salut, colegul. Hai să mergem și noi spre casă, că am terminat acolo cu lucruri seara pe seara asta. Oh, nu. Ce mai faci, colegul? Bine, tu? Cum ai, cum ai viața? Cum? Cum ai viața ta acum? Viața? Tot așa. Nu știu, mă gândeam acum să-mi depun și o cerere tare de pensionare, că am atins o vârstă. Doamne. Și e cam greu aici la pensionare. Deci dacă reușim să scăpăm din închisoare, e bine. După ne putem descurca. Cum? Tu că mai rămâi, că mai... Vrei să mai continui? De ce sunt tăcuți? Nu știu de ce sunt tăcuți. Familia, copii. Foarte bine. Copiii cât să-mi iau? Că bine. Păi eu la mic e a 4-a și la mare a 8-a. Că bine. Uhuhu. Am scăpat. E greu că ăla din autar examenul anul ăsta. Mamă, 8-a cu examen, cu de-astea. Ia stai puțin. N-am moment. Au evadat 2? Shit. Câți că au evadat 2? Ia stai să pun frână să verific. Coboară acum. Hai repede. Haide. Hai nu. Colegul, să vedem. Vino cu aici. Vino după mine. Oh, nu. Nu. A luat-o pe aia. Shit. Unul cu mașina. Stop. Am nevoie de ajutor, vă rog eu mult. Au. Ați dat peste mine, domnul. Mulțumesc de mașină, te pup. Pa. Shit. Poliția. Mamă, cred că o să mă prindă ăștia. Nu. Bă, au prins-o pe Bibi, nu trebuia să meargă așa. Bă, nu așa. Shit. Pune și centura măcar. Am scăpat? Să fac undeva dreapta, unde să fac dreapta? Mamă, n-am scăpat. Undeva să fac dreapta, undeva... Aici. Să fac dreapta, stânga... Hai dreapta. Nu se așteaptă, poate. Antena. Fac așa. Mamă, tot au văzut, măi. Nemernicii. Nu merge pe aici. Să mă întorc. Fac schemă, fiți antena. Nu. Le-a mers schema? Au, nu. Mamă. Și măcar eu să scap, vă rog, măcar eu. Oricum nu-l las acolo pe Bibi. Dar măcar eu să reușesc să scap. Wow. Shit. Mamă, ce era să intre în mine nemernicul. Bă, dar nu mă lasă, bă, niciunul, bă. Nu reușesc să scapă de niciunul. E pe aici.
Pii antena, că le bagă pe undeva și de îi pierd. Pe aici. Pii antena, că aici îi pierd. Aici. Nu o să-și dea seama că apă aici. Pii antena, schemă ce le-am făcut. Schemă. Yeah, yes, 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 yes. Aolo, mai e unul aici. Sau la cine bă era? Nu știu, cred că am scăpat. Aici. Aici mă retrag. Aici. Închide repede. Închide repede astea. Să mă las jos. A trecut pe lângă. Ok. Schimbăm locația. Nu, 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 nu. Nu cred. Ala nu-i pe aici. Ok, trebuie să... Shit! Shit! Să găsesc un loc unde să mă ascund într-o noapte asta. Și să-mi las mașina. Hai că luăm pe aici. Pare mai abandonat pe aici. Aolo, doamne, dar ce ud e pe jos. Aolo, nu cred că ești o idee bună pe aici. Cred că am scăpat, măcar. Mai fost odată aici. Aici a pescuise atunci, a bezea. Să ne oprim aici? Ce o să bag mașina asta, uite aici. Așa. Și cred că... Dăm încoace. O să mașina asta aici. Mama, o să-mi vadă urmele. Aolo. Cum este mașina? Mașina de poliție, să mor tu. Hai mă, care erau șansele? Uitați mașina de poliție acolo. Nu! Mă, trebuie să găsesc un loc unde să stau. Acoperit. Cred că o să mă pun aici. E un loc destul de bun ăsta? La bărci aici? Aici se fac bărcile, mamă, dar abia văd ceva. Să găsesc un loc acoperit. Care să nu mă vadă ăștia. Dacă mă pun eu în barca asta. Nu cred că o să-și dea nimeni seama. Mă bag în barca asta. Și stau aici. Bag aici să dorm. O să mă piardă, cred. Aici, gata. N-are cum să mă găsească nimeni aici. Deci e imposibil să mă găsească cineva aici. Doamne, bă, deci pe bune, noi am lăsat-o momentele față pe Bibi acolo. Aolo, cât de prost mă simt. N-am telefon, am cartela SIM, n-am cuțit, n-am nimic. Aolo, o să fie o zi grea ziua de mâine. Deci, da, lume, cam am văzut cu acest episod. Sper că v-a plăcut, a fost o miniserie de episoade speciale. La următorul episod o să revenim cu live-urile. Așa că dați acolo pe butonul de like și să vă abonați dacă sunteți noi. Le mulțumesc încă o dată tuturor abonaților care au participat în această miniserie de episoade speciale. N-aveți idei câtă bătaie de cap a fost pentru fiecare episod. Vă zic asta pentru că ăsta este ultimul episod care a fost filmat un pic după celelalte episoade. A fost destul de complicat. Ideea e că a fost foarte mult de muncă și o să fie și de editat la acest episod. Și gândiți-vă că fiecare chestie este gândită cu o logică, gândit dinainte. Adică voi ce vedeți acum este filmat cu de 3 săptămâni înainte sau 2 săptămâni înainte, ceva de genul, înainte să vedeți voi. Deci e o mare bătaie de cap. Eu am fost Andrei, sper că v-a plăcut acest episod. Încă o dată vă mulțumesc că mă urmăriți și ne auzim data viitoare. Ciao!